cum se spune, și își încurajează echipa un pic mai frenetic și chiar în momentele mai grele. Poate ieri mi-aș fi dorit, nu atât pentru mine, cât pentru echipă, la scorul de 2-1, încurajări puțin mai puternice, având în vedere tinerețea lotului, au nevoie de un anumit elan și acest elan poți să-l primești în momentul în care ești puțin încurajat. Da, aici vreau să ajung. La 2-1 pentru Vaslui, tot stadionul a tăcut și, practic, liniște. La un moment dat ai impresia că ești la teatru și te întrebi unde ești, pe stadionul de fotbal unde vrei să vezi spectacol și să încurajezi echipa sau teatru. Da, în fine, o să avem și alte meciuri, o să avem ocazia să ne revanșăm. Pentru vasluieni au marcat Tenvangera, Wesley și Jovanović, goluri chiar frumoase și golul Glory a fost foarte frumos. Sârmărtean a fost cel care a pasat. A fost o combinație foarte, foarte reușită, rapidă, numai din jocuri directe. Deci un gol foarte, foarte frumos în scris. Sârmărtean putea chiar să șuteze. La un moment dat era undeva în centru careului. S-a uitat în dreapta, a fentat cumva, a pasat și Săceanu a reușit să marcheze. Ne pregătim săptămâna aceasta, sâmbătă, jucăm la Craiova. Meciul va începe la ora 19:30. Meciul cu Universitatea Craiova din deplasare. În afară de Iodi și Mărginean, mai sunt alte probleme la echipă? Da, din păcate am mai primit o veste rea chiar în după masa aceasta. Ne așteptam de revenirea lui Ciucă și din păcate am aflat din nou că va trebui să fie operat de menisc. O veste foarte, foarte rea, având în vedere indisponibilitatea unor jucători pe care avem. Și pe lângă Ciucă, nu avem voie să uităm încă 2-3 jucători foarte importanți care nouă ne lipsesc, un Radu Mărginean, un Dănuț Sabou, care cred că ar completa puțin experiența de care ducem puțin lipsă. Așadar, 4 indisponibili are Gloria. 4 indisponibili. Ciucă, Mărginean, Sabou, Iodi. Da. Toți jucători cu nume și toți jucători cu experiență pe prima scenă a fotbalului românesc. Și cred că Gloria nu este în măsură să se poate lipsi de unul sau de altul. Noi o facem cu brio în ceea ce privește jocul, dar încă o dată doresc să responsabilizez și echipa și să conștientizeze din ce în ce mai mult că numai rezultatele sunt acele care aduc liniște și o anumită și constanță, mobilizează și constanță în progresul echipei. Având în vedere că vă lipsesc piese de bază, vorbesc de Iodi și de Mărginean în primul rând, o să apelați mai des la Coroian în meciurile viitoare? Coroian este un profesionist 100%, deci știm că este pe sfârșitul carierei, dar este încă un jucător care oricând ne poate ajuta și un avantaj foarte mare este că este un jucător polivalent, poate juca pe mai multe poziții. Are o inteligență de joc ieșită din comun și acesta este avantajul nostru pentru că l-avem în rândurile noastre. Din păcate, ieri a intrat destul de târziu în teren. A intrat în momentul în care am crezut că nu mai este nimic de pierdut și am riscat totul pe cartea atacului. Nu te poți hazarda și de fapt s-a văzut întotdeauna într-o tactică. Poate să-ți iasă sau poate să nu-ți iasă mișcările care le faci și cred că a lipsit puțin ca noi să egalăm și atunci toată lumea probabil ar fi spus da, tactica a fost foarte, foarte bună, schimbările au fost bune. Dar din moment ce nu iese iar adversarul câștigă, este bineînțeles foarte corect și încă o dată mă supun criticii. Sau probabil și mai bine era dacă după 1-0 la pauză reușeam încă un gol pe începutul reprizei secunde și atunci la 2-0. Chiar am avut o ocazie înainte de a primi golul, din păcate nefructificată și aceasta a fost istoria. Încheiem discuțiile despre meciul cu FC Vaslui, nu de alta, să nu ne plictisim nici noi, nici telespectatorii. Vreau doar să menționez o declarație făcută de domnul Jean Pădureanu, care spunea, citesc, cu răbdare din partea tuturor, vom ieși din impas. Trist e că am pierdut meciul cu Vaslui, însă îmbucurător este faptul că echipa a avut perioade bune când a arătat că poate. Ultimele 30 de minute ale primei reprize când am și marcat și chiar și finalul jocului. Lipsa de experiență a unor jucători și greșelile personale ne-au costat. Să nu uităm însă de valoarea adversarului, care a făcut transferuri de milioane de euro la începutul anului.
În ciuda jocului bun făcut de Gloria, Vazluiul și-a arătat clasa și nu e întâmplătoare victoria din Europa League, din play-off-ul Europa League cu AEK Athena. Cu toții ne așteptam la un meci greu. Asta a fost, mergem înainte și ne dorim cu toții un meci bun și un rezultat bun pe lângă asta. Ca să reamintim, Vaslui a transferat jucători de 4 milioane de euro. Da. Deci în ultima perioadă de transfer, deci nu oricine își poate permite acest lucru, iar bineînțeles calitatea acestor jucători a fost indiscutabilă. Vă spuneam ce a declarat domnul Jean Pădureanu. Dumneavoastră vă înțelegeți bine cu el și sunt convins de faptul că dânsul are încredere mare în dumneavoastră și vă oferă credit. Să știți că de la începutul colaborării noastre am avut o discuție foarte, foarte elocventă în care am pus tot pe masă adevărul. Știu în ce situație grea se află clubul. Mi-am asumat și eu și domnul Pădureanu niște riscuri foarte, foarte mari. Și știm că numai printr-o muncă asiduă și o continuitate putem să ridicăm acest club. Nu este un secret, am spus încă o dată, problemele financiare care sunt peste tot nu au ocolit nici Bistrița, nici clubul Gloria Bistrița. Ne zbatem pentru a supraviețui și știm totodată și suntem responsabili pentru rezultatele pe care le facem, dar încă o dată suntem limitați financiar și de multe ori această diferență financiară se vede și pe teren, prin da, calitate, prin da. Da, Gloria rămâne sau a rămas cel puțin o echipă mică, cu suflet mare, ne place nouă să spunem, pentru că nu investește foarte mulți bani în transferuri, pentru asta e situația, e și un oraș micuț, nu vorbim în schimb de Urziceni sau de echipe unde sunt orașe mici și au venit investitori puternici. Gloria însă rămâne o echipă modestă financiar, dar care vrea să facă performanță. Baza sportivă este splendidă, avem condiții și după jocul de ieri, eu cred că ușor, ușor lucrurile vor reveni pe o linie normală. Domnule Tăbârcă, ce v-a surprins până acum din cele 4 etape la băieți, la jocul echipei? Sau ce nu v-a plăcut? Sau care sunt cele mai proaste lucruri pe care le-ați descoperit și pe care vreți să le îndreptați? Da, asta discutăm intern. Probleme de a critica jucătorii. O anumită problemă de mentalitate. Eu am venit cu anumite lucruri noi și aici avem noi unele mici probleme. Nu pentru că jucătorul este fractar, ci din neștiință de cauză. Și întotdeauna când vii cu ceva lucruri noi, jucătorul poate să se întrebe, poate să mă ajute pe mine acesta, este o soluție pentru mine? Și aici sunt unele mici probleme pe care le avem, dar sunt sigur că cu timpul noi le vom rezolva aceste probleme și atunci când vom rezolva aceste probleme vom avea și rezultate. La Craiova, normal, cu toții ne dorim o victorie. Credeți că putem obține un rezultat mare în deplasare? Bineînțeles, orice rezultat este posibil și dacă ne uităm puțin la jocurile din divizia A, se întâmplă rezultate surpriză. Și ieri am rămas surprins de jocul Pandurii Curtea de Argeș 2-3, Ceahlăul câștigă la Mediaș 2-0. Este absolut totul posibil. Dar pentru acest lucru este nevoie și de puțin.